ultimii 4 ani, Guvernul României, prin departament sau prin minister, a finanțat, numai publicații care sunt fidele și cu multe legături cu acolo. Și a doua întrebare, că, în cadrul acestor monitorizări, urmăriți și în mod cum se comportă aceste publicații pe parcursul unui an de finanțare și aici vreau să studiați și să discutăm strict pe subiectul deschide cu mine cazul Andrei Grăbuța. Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu am să îmi exprim un punct de vedere vis-a-vis de activitatea până să nu preiau eu acest portofoliu. Pot să vă spun că pentru fiecare an a fost în control Curtea de Conturi și nu a semnalat nereguli. Vis-a-vis de acest an, toate finanțările se dau în baza legii ghidului de finanțare și a procedurilor care există. Comisia analizează toate proiectele care solicită din partea beneficiarilor, care solicită finanțare. Cine se încadrează pe lege și pe procedură beneficiază de această finanțare, cine nu, respectăm legea. Vreau să vorbim de un control strict juridic. Evident că toți depun un dosar minim corect juridic. Minim. Eu am fost în 2016 la deschidere și am văzut cam ce înseamnă corect, da? Eu vorbesc de corectitudinea împărțirii acestor bani în piața de medie din Republica Moldova, modul în care Guvernul României este unilateral și finanțează exclusiv publicațiile poligrafului Pahului, care sunt cuminți. V-am spus, există criterii pe care noi le respectăm, nu acordăm finanțări în funcție de anumite persoane, ci în baza legii. Și vreau să vă aduc la cunoștință că întotdeauna am pus acest ghid de, ca și anul acesta. Sunt convinsă că și